Bun, deci în acest video voi încerca să creezi un subansamblu personalizat, astfel încât să-l pot folosi la toate proiectele. În momentul de față eu folosesc în principiu subansamblul ăsta care este subansamblu generic Pavement Structure, da? Adică dacă ne uităm în paletă, el se regăsește aici, generic Pavement Structure. Ăsta este cel mai, ca să zic așa, mai dinamic, da? Putem să-i definim lățime, grosime, shift, white și edge slope, da? Și în principiu asta este suficient. Și în mod normal eu iau câte un subansamblu de asta și creez structuri pentru el, pentru fiecare strat separat, da? Adică îl creez, îl copiez, îi definesc aici toți parametrii necesari. Dacă este primul, îi dau top și pantă pentru secțiunile transversale, margine drum, da? Și respectiv îl copiez de mai multe ori, iarăși atribui toți parametrii la celelalte straturi, dar asta trebuie să fac în principiu din ce am observat de la proiect la proiect, pentru că variază un pic și atunci îmi ia ceva timp ca să le personalizez, da, cu parametrii noi. Și m-am gândit eu că ar fi bine să fac un subansamblu de ăsta complex, adică să aibă până la 6 straturi, dar să fie într-un fel dinamic, da? Să-l pot modifica mai ușor de la proiect la proiect, da? Să-i pot defini denumirea materialului, să-i pot defini lățimea, grosimile și în cazul în care am decât 3 straturi, la celelalte să încerc să-i dau grosimea 0 și în felul ăsta să dispară. Un subansamblu creat în Composer s-ar putea să fie mai optim decât ceea ce folosesc eu, pentru că eu aici folosesc fiecare structură separat, fiecare strat separat. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că eu în secțiune încarc linkul ăsta de jos, de exemplu, chiar și cel de sus, de două ori, o dată de la primul strat și o dată de la doilea strat. Același lucru și cu codurile. Codul respectiv de aici, da? Care este un codet, dar el este fizic. Nu e codat, nu are cod, dar el este fizic. Se repetă de două ori, o dată de la primul strat și o dată de la doilea strat. Deci eu, practic, creând în stilul ăsta, nu e problemă dacă desenul este mic, este un proiect mic, dar dacă este un proiect mai mare, se va simțea, da, la viteza de lucru a calculatorului, da? Și în acest fel, eu vreau să încerc să creez un subansamblu Composer, astfel încât să fie dinamic și ușor de geometrizat, de parametrizat, da? Bun, deschidem subansamblu Composer și întâi o să deschidem un exemplu care am început eu să-l creez SRN complex, dar ăsta, a, nu, ăsta nu, nu, nu e creat de mine asta, nu. SRN 002. Da, și să vedem ce am creat noi până acum aici. Deci, în principiu am creat așa. Deci avem 1, 2, 3 straturi, sau poate chiar avem mai multe, dar le-am definit cu 0. Nu, nici asta nu-i creat de mine. Ce-i cu AP1 ăsta? Lățime 2, lățime 1. Da, e gândit bine asta cu două lățimi. Da. Asta e nasol când începi să-l faci și după asta îl lași. Mai pierzi, trebuie să pierzi ideea, nu mai știi ce ai făcut și cum să mai faci. Și de aceea cred că o să-l încep de la zero, dar o să dureze ceva până îl termin. Și asta nu înțeleg ce înseamnă aici, deci minus taluz 1. Și nici nu pare să fie vizibil. Lățime bandă, lățime A1, lățime A2. Asta în cazul în care avem mai multe benzi, da? Presupun. Dar nu sunt definite. Lățime 1, grosime 1, pantă 1, taluz asfalt, nu, aici sunt gândite bine.
pantă 2, lățime 3, grosime 2. Bun, deci eu zic să începem să creăm unul de la zero, da, ca să și vedem cum se face toată treaba asta. Dăm save. Și aici o să-i zicem SRN03. Bun. Deci începem cu un punct, cu primul punct, punctul care o să fie în 00, în origine, da? Deci ăsta este punctul inițial. Putem să-i dăm și un cod. Dar nu o să-i dăm. Al doilea punct. Al doilea punct o să fie la distanța de slope and delta x, da? Adică pantă și distanță, lățime. Și pentru asta noi deci deja putem să dăm un parametru. Adică L1. Asta va fi lățime bandă 1. Și dăm 2,75. 2,75 și noi o să definim până la 3 benzi. De obicei, din experiență, se folosește rar la proiectele pe care le fac eu să avem mai multe benzi, dar ar fi bine să-l facem din start așa, pentru că dacă nu-l facem din start așa, pe urmă o să fie și mai greu. Mă gândesc eu. Dar s-ar putea să ne complicăm. Pe 1. Adică pantă. Da? Și aici la dublu trebuie să selectăm slope sau grade. Ia să vedem dacă îi dăm slope. Nu. Dacă îi dăm grade, ăsta cu procente. Minus 2,5 să zicem. Da? Și atunci aici, în loc de delta x, scriem L1 și în loc de slope, scriem P1. Aici putem să scriem și cu minus P1, da? De exemplu, dacă scriem cu minus, o să se ducă cu plus, da? Pentru că aici noi avem minus, cu minus face plus. Aici deja depinde cum vrem să adăugăm noi parametrii ăștia în Civil 3D. Adică aici la proprietăți, când o să selectăm, trebuie să vedem aici. Slope direction, nu? Default cross slope, minus 2,5, da? Adică în jos. Respectiv, dacă și noi vrem să-i băgăm minus 2,5, scriem minus 2,5 și aici punem P și L, da? Respectiv, aici noi dacă schimbăm valoarea, scriem 3, se modifică și în previzualizare, 2,75. Grosime, G1. Parametru G1. Asta ar fi strat, grosime strat 1. Nu aici, mă, ce face? Aici e valoarea, aici e 0,1. E, side, adică partea stângă sau dreapta. Hai să-i dăm default partea dreaptă. La display noi nu, la aici lățime 1, da? 1, da? Aici definim parametrii astfel încât noi să-i putem modifica din parametri, da? Adică să-i avem aici. Noi putem să adăugăm unii parametri, adică niște valori, dar să nu le definim aici, da? De exemplu, putem la punctul 2 să-i dăm o lățime fixă de 2. Și asta va fi adăugată și în subansamblu Composer, dar nu vom putea edita această valoare, da? Pentru că noi nu i-am dat parametru de aici. Dacă vrem să putem defini acest parametru, trebuie să-l adăugăm aici. Lățime display, panta 1. 1 și grosime, strat 1. G1. Bun, hai să facem mai departe punctul următor. Deci aici trebuie să ne gândim foarte bine, pentru că la un moment dat pe săgeți le deplasăm astea, le facem în așa fel încât să fie mai aranjate un pic. Ăsta, da? Punctul următor.
Asta să zicem că este egal cu delta x și delta y, da, ok, doar că pleacă din punctul 1 sau din origine. Hai să plece deocamdată din punctul 1 și vedem. Și pe delta x este egal cu minus g1. G1 fiind grosimea primului strat. Da? Dăm fit to screen și vedem punctul ăsta s-a deplasat în jos. Putem să-i dăm aici 0,2 să vedem să fie mai vizibil. Da? Și automat s-a creat și link-ul. Da? Add link to from point. Da? Dacă îl debifăm, nu se creează. Dacă îl bifăm, se creează. Acum, nouă ne trebuie încă un punct aici, în așa fel încât să primim un contur închis. Asta va fi primul strat. Da? Ca să definim acest punct, noi putem să facem în felul următor. Să coborâm de la P2 în jos, da? Cu grosimea G1. Dar la stratul respectiv, noi aici ne trebuie să avem și un talus, da? Să avem și o pantă. Și atunci punctul respectiv trebuie să-l definim din punctul 2 cu grosime plus pantă. Da? Și atunci luăm punctul, point, îl aducem aici, îl aliniem și zicem că punctul respectiv pleacă cu Y și slope, da? Adică delta X, slope în delta X, nu, delta Y. Da? Dar pleacă din punctul 2, nu din punctul 3, deci from point 2. Slope. Asta trebuie să definim un parametri, nu avem definit în parametri. Și în parametri la un subansamblu de ăsta din civil se numește asta outer edge slope. Trebuie să dăm și noi o denumire. Asta e panta. Asta e talus. Talus, strat 1. O să-i băgăm aici la parametri, că nu o să mai știm care de acuie. Pantă, nu pantă, talus, strat 1. Talus, strat 1. Da? Și aici putem să-i și scriem. Asta deja nu mai e slope, da? Adică 1 la 1. Și scriem aici la display name talus strat 1. Și aici îi băgăm TS1. TS1 minus. Ia să vedem cum minus merge. A dispărut totul. Și la delta Y pe noi ne interesează G1. Așa, și aici lăsăm TS, să vedem ce face. S-a dus în sus. S-a dus în sus. În G1 grosimea cred că e ok, doar că nouă ne trebuie să fie cu minus, da? Mai avem aici reverse slope direction, ia să-i dăm. Da, s-a dus în partea cealaltă, deci slope de A, minus G1. Minus G1. Ca să fie în jos, revers asta nu merge, minus TS. A mers. Deci minus TS1, minus taluzul, trebuie să fie și minus G1. P3. La P3 tot minus a fost și delta X0. Da, delta X e bine 0. Da, deci practic am desenat. E, și aici, dacă avem 0, pac, s-a dus drept în jos. Dacă avem 1, băgăm 1, nu 10, 1 bagă. 1 la 1. Și dacă vrem 3 la 2, 3 la 2. S-a dus 3 la 2, da? Deci până aici totul e ok și acum putem să mai adăugăm și încă un link. Da, care să unească punctul P3 cu P4. Respectiv, linkul ăsta o să-l folosim ca și link pentru stratul 2, dar
Ce se întâmplă dacă eu stratul 2 nu-l am? Asta e întrebarea. De aici noi trebuie să ne gândim cum putem să facem în așa fel ca să optimizăm stratul respectiv. Adică eu dacă creez un strat, îl creez și pe 2, îl creez și pe 3. Eu dacă șterg stratul 2, al treilea strat vine de la stratul 2 și eu dacă îl șterg, cum se creează al treilea strat? Aici e o problemă pe care o să încercăm să o dezvoltăm. Bun, hai să vedem asta, da? Deci ăsta, link-ul 4, pleacă din P3 și se unește cu P4. Deci aici selectăm P3 cu P4, da? Bun. Mai departe. Deci ăștia ar fi bine să iau. Aici pot să-i mai creez și un shape. Și asta ca și cum ar veni stratul 1, da? Deci să încercăm să le facem straturile astea separate și să ne putem lega unul de altul și dacă unul nu este, leagă-te de celălalt, ceva de genul. Să încercăm să facem, da? Și la shape aici putem să adăugăm link-ul în felul următor. Selectăm și gata, s-a adăugat S1. Și S1 îl lăsăm așa să fie S1. Numai pe ăștia era bine dacă îi puneam în secvență. Să încercăm să lucrăm și cu secvențe. Aici trebuia să-i scriu strat 1. Și toți ăștia trebuia să-i bag aici. Să încercăm acum să-i băgăm, să vedem dacă merge și așa. Copy. Paste. Da, a mers. Strat 1. Ok. Dacă ne întoarcem înapoi, ăștia putem să-i ștergem. Zic eu. Să vedem ce am făcut până acum. Ia. Și asta să-i băgăm aici. P1. A, s-a spart tot. Bine, în principiu l-a făcut, dar mi-a stricat toate. A, nu. E altceva aici. P1. Mi-a stricat totul pe aici. From point pe 8. Nu, control Z. Cum pot eu să bag astea în secvență dacă le-am creat deja? Trebuia întâi să creez secvența. Asta să-l bag în secvență. Și din secvență să plec cu, deja cu stratul 2. Delete. Vedeți, asta e marele dezavantaj aici, când începi să lucrezi, la un moment dat te trezești că nu e bine. Și nici nu prea poți să intervii acum. Cum pot eu pe astea să le bag, dacă vreau să le bag într-o secvență, că nu vreau să stau să le înșir aici pe toate, vreau să le fac cumva ca și blocuri să fie.
încercăm cu cut. Acum nu mai merge să le selectez. Ctrl X. Ctrl V. O, uite că a mers. Haha. Cu Ctrl X a mers. Da, deci asta avem secvența 1 care zicem strat 1. Strat 1. Bun. Strat 1. Și acum plecăm de la asta la strat 1. Da? Ok. Acum mai adăugăm o secvență și la secvența asta o să zicem strat 2. 2, da? Dar înainte de asta trebuie să ne gândim. Noi dacă avem strat 1, strat 1 oricum o să-l avem, da? Pentru că el este, oricum trebuie să avem un strat. Stratul 2 trebuie să plece din punctul P3, da? Deci asta nu ar fi o problemă. Problema este la stratul 3. Dacă noi stratul 2 nu o să-l avem, cum definim stratul 3? Adică noi stratul 3, dacă stratul 2 nu-l avem, trebuie să ne legăm de P3, de punctul P3, da? Dacă-l avem, da, hai să creăm stratul 2 și după asta vedem, ne întoarcem la stratul aici. Aici ce trebuie să mai adăugăm? Aici aș vrea să mai adaug un nume la strat, da? Ca să-i pot defini în Civil 3D numele stratului. Strat name. Numele stratului. Numele stratului 1. Aici implicit, asta este string, integer string. Și implicit o să-i dau BA16, dacă de obicei BA16 avem. Și aici scriem nume strat. Strat 1. Valorile astea o să le mai modificăm, dar în principiu hai să încercăm așa, da? Și asta unde o definim? O definim aici la us, shape code, ns1. ns1. Ia vedem, să vedem, o ia. Da, deci dacă ne uităm la cod, codul ăsta este BA16, da? Ok. Asta odată aici trebuie să avem coduri top. Top pentru ca să creăm după acest link suprafața. Și încă un cod mai definesc eu, se numește Panta, ca să adăugăm dever în secțiuni transversale caracteristice, să apară ce panta are banda asta, da? Ok. Și ce mai avem aici? Și în rest cam atât, nu mai trebuie să mai definim nimic. Nu ne interesează. P2. Stai că am greșit aici. P2 trebuie să fie, asta e punctul, codul punctului. Deci asta îi dăm delete și la link. Aici codurile sunt pentru link. Asta cu top și pantă. Și la cod, ăsta P2 trebuie să fie la noi MD. De la margine drum, așa o definesc eu. Da? Deci aici avem margine drum, aici avem pantă top, bine, avem margine drum codul, pe urmă avem margine acostament, margine parapet, da? Deci pentru fiecare avem codul lui. Și asta e bine când organizăm cu strat 1, strat 2, după care pot să vin aici și să mai adaug la stratul ăsta ce vreau eu, da? În principiu, organizarea asta ar merge mai bine, da? Bun, deci intrăm în strat 2 și iarăși adăugăm un punct. La stratul 2, punctul P1 se leagă de P3, da? Deci, în principiu, noi în P3 nu mai trebuie să adăugăm niciun punct, pur și simplu ne legăm direct de P3. Pentru că P3 este de la strat 1 și, practic, el nu suferă modificări, n-ar trebui să sufere modificări. Adică, stratul 1 oricum avem. Mai greu când o să avem stratul 2. Stratul 2 tot putem să-l avem, stratul 3 putem să nu-l avem și să plecăm direct de la stratul 4, da? Pentru că avem 3 straturi de asfalt și 3 straturi de restul materialelor. De exemplu, putem să avem decât 2 straturi de asfalt, da? Și să plecăm deja cu al treilea strat de asfalt. Aici e mai problematic, da? Deci dacă nu avem stratul 3, trebuie să ne legăm de stratul 2. Și atunci trebuie să mergem cu condiții, cu decizii. Hai că vedem. Hai să-l facem pe ăsta. Deci, ne folosim de... Ce punct era acolo? P3.
presupun că pe 3. Da? Deci ne folosim de pe 3 și mergem pe delta Y în jos cu G2. Aici mai creăm o valoare, un parametru G2, adică grosime 2 și zicem că stratul ăsta G1 este egal cu 0,04 și G2 este egal cu 0,06, da? Grosime strat 2. Grosime strat 2. Și aici zicem P delta Y minus G2. S-a dus în jos. Fit to screen. Da? După care, în principiu, stratul 2 are aceeași pantă, da? Panta asfaltului. Talus strat 1, talus strat 2. Deci nu mai este nevoie să băgăm talus strat 2, folosim talus strat 1. Sau mai bine aici zicem talus strat, straturi asfaltice, TSA. Da? Ca să ne fie mai ușor. Odată creăm talus pentru straturi asfaltice, eu sper că nu există variantă în care trebuie să dăm pantă aici, la al doilea nu-i dăm pantă, există varianta când trebuie să mai dăm aici o lățime mică, da? Asta am putea să o facem. Dar deocamdată mergem așa să vedem pe urmă ce vom face. Asta e nasol, că dacă facem acum într-un fel, pe urmă o să fie mai, dacă nu ne organizăm bine, pe urmă o să fie mai greu să revenim, da? Dar deocamdată hai să mergem așa, da? Deci noi suntem în strat 2, am creat primul punct care pleacă de acolo, următorul punct pleacă din pe 4, ia să vedem. Din P4, deci pleacă din P4, delta X, delta Y și aici avem în felul următor. Deci la delta Y minus G2, asta este simplu, G2, G2 și pe delta X, delta, slope în delta Y. În loc de asta avem TSA, TSA sau minus TSA și aici minus G2. Reverse slope. Nu ne ajută nici reverse slope. Deci plecăm din P4, minus TSA, TSA fiind talusul de la strat 1, talus strat asfalt. Caps lock, strat asfalt, G2. Hai să scoatem minus G2, să vedem ce zice. Nu apare deloc. Slope în delta Y. Da. P4. Revers. Nimic. Nu, deloc. P5 avem. P6. Slope în delta Y. Minus G2. TSA. Slope. Input. 1 la 1. Minus. Nu vrea. Toacem înapoi. Aici avem o eroare aici. TSA. TSA. Da, ok, gata, a apărut. Deci, din cauza că am modificat denumirile astea, mi s-a stricat și mie. Ne întoarcem înapoi la strat 2, P6 a apărut. Și acum ne rămâne decât să le unim. Link. Da, nu știu ce mă așteaptă mai departe, deci P5 cu P6, P5 cu P6, da, și mai adăugăm încă un link care este P4 cu P6, P4 cu P6, da, deci până aici suntem ok. Ce facem mai departe? Aici trebuie să mai adăugăm shape.
Asta ar fi shape 2. Hai, ce? Care e problema? Nu mere. De ce? Ah, n-am închis aici. Pe 5. Pe 5, add from link. Deci, pe 5. Pleacă din pe 3. Add link to from point. Păi și ce nu-i place? Pe 5. Nu vrea să-i adauge. Atunci trebuie să-l adăugăm manual. Dar să vedem, putem să inserăm, putem să inserăm, cum să nu. Deci pe 3 cu pe 5. Pe 3 cu pe 5. Nu vrea. Incredibil. Pentru că pe 3 nu e aici. Din cauza asta să fie. Pe 5 pe 4 nu era de aici. Pe 4 cu pe 6. Apoi asta să-l ștergem deocamdată. Ah, gata, uite că a făcut. Ia să-l ștergem pe ăsta. Add link. Ah, uite că a făcut. Hai că e bine, mă, nici chiar așa de rău. Bun. Și acum adăugăm shape. Aici. Shape și selectăm shape-ul. Ăsta. S2. Da, e bine. Unde am dat denume? NS1, da? Nume strat 1. 1. Și adăugăm aici NS2. Să fie tot string. NS BAD. BAD de obicei. Și aici scriem nume strat 2. Astea, pe urmă, dacă nu o să ne placă, le mai modificăm valorile astea. Să dăm un save. E, și avem două straturi, da? Și acum la stratul 3. Stratul 3 nu-l avem de fiecare dată. Da? Noi putem să... Și nici stratul 2 putem să nu avem. Putem să avem doar decât un singur strat de asfalt și după care să plecăm la al treilea strat de piatră spartă, da? Deci noi, când de exemplu aici, dacă îi bag la stratul 2, da? Ia să vedem acum. Stratul 2 am 0,06, da? Dacă îi bag 0, ce se întâmplă? A dispărut, da? Foarte bine că dispare, da? Deci nu trebuie să fie, nu trebuie să apară deloc. Da? Cum dispare? Dispare cu totul sau vrăjeală? Aici, nu știu, pare mi se că sunt două puncte aici. Nu îl pot vedea, în fine. Cred că nu dispare, dar se face 0, valoarea 0, da? E, în momentul în care a dispărut, eu, nu, hai să dăm aici o valoare, 0.01, da? Deci avem pe 3 și pe 5, eu dacă aici îi dau 0, cred că există pe 5, totuși. Deci aș putea să mă leg de pe 5. Hai să încercăm. Deci aici îi dau înapoi 0.06. Ideea e care? Eu dacă creez al treilea strat, să zicem că avem al treilea strat, al doilea strat nu avem. Eu acum când o să creez al treilea strat, mă leg de pe 5. Eu dacă îi dau 0 la stratul 2, eu nu o să mai am de ce să mă leg. Înțelegeți? Hai să încercăm. Deci creăm încă o secvență. Și la secvența asta să-i dăm un nume. Strat 3. 3. Strat 1, strat 2, strat 3. Dăm dublu click și adăugăm un punct. Punctul ăsta să plece din pe 5. Să vedem dacă o să vrea. Pleacă din pe 5 și se duce în jos pe minus G3. Da? Deci trebuie să-i adăugăm încă un parametru G3. Grosime 3, dublu click, nu știu ce. Și la ăsta 0.6, 0.6, 0.01. Grosime strat 3. Grosimetra strat 3 și aici pe delta Y îi zice minus G3.
s-a dus, da? E foarte bine, dar dacă noi ducem aici, zicem 0, bang, e bine, a rămas. Deci, e posibil să fie bine, da? La asta direct îi adăugăm link-ul, da? Ca să nu-l pierdem. Și mai adăugăm un punct mai departe, ăsta să plece din P6, pleacă din P6 și să plece cu slope în delta Y, da, iarăși TSA minus TSA TSA și minus G3 minus G3. Ia să vedem acum a nimerit din start sau perfect. Add link, hai să băgăm deodată link, da, și mai băgăm un link să unim punctul P7 cu P8, P7 cu P8, gata, l-am unit. E, și acum, noi dacă mergem aici la strat 2 și zicem 0, a dispărut și P7 a rămas. Dar nu înțeleg de ce mi-a dispărut de aici, pentru că a dispărut pe 6. Pe 6 de ce este legat la noi? Întreg 06. Pe 6 rezultă din pantă și grosime. Dacă noi nu i-am dat grosime, adică cum nu i-am dat? I-am dat grosime, i-am dat 0. Eu aș putea aici să-i bag 001, dar asta nu e interesant, da? Pentru că la valoarea asta de 0001 îmi păstrează toate linkurile și toate codurile, ceea ce nu e bine. Deci eu aici vreau să-i dau 0. Dacă îi dau aici 0, eu aici la punctul ăsta pe 8 aș putea să mă leg de pe delta X de 4, da? Mă mai leg de pe 6, mă leg de pe 4. Și mi-a făcut. Bun, dar dacă îi dau acum 006, nu e bine. Înseamnă că eu trebuie să mă leg de P4, dar aici la delta X să-i adaug minus G3 plus minus G2 plus minus asta cum vine? G3. G3, ia să vedem dacă e bine. A, ah, parfum. Și acum dacă îi dau aici 0 la G2 a rămas ăsta meu, nu? Și aici dacă îi dau 006 parfum 004 tot e bine, da? Deci ăsta rămâne 01 și ăsta 02, ia? 002 l-a adăugat, l-a coborât, parfum 006, da? Deci acum este funcțional. Deocamdată. Hai să-i adăugăm și la ăsta straturi, ăsta shape, da? Și la shape-ul ăsta să-i zicem că se cheamă, uite, la celălalt n-am adăugat. La S2. Hai că să-i adăugăm pe urmă. La ăsta n-am adăugat codul. Nu, aici nume strat 1, nume strat 2, nume strat 3, ns 3, ns 3 trebuie să fie string și să se numească AB, cum era acolo, AB 8, de exemplu. Nume strat 3. Deci eu valorile astea le voi avea la parametri. Nume strat. Predefinite, da? Și de obicei, în mare parte, sunt valorile astea care le adaug eu aici. Dar dacă sunt valori diferite, ușor le pot modifica, da? GS, da? Deci aici trebuie să băgăm GS. Nu GS, NS3. NS3, da? Pentru că este stratul 3. Ok. Și să ne întoarcem aici. Practic am terminat.
Acum trebuie să ne întoarcem la stratul 2. Aici și să aici să zicem NS2. NS2, dacă să avem denumirea corectă, da? Deci vedem aici BA16, BAD și aici AB8. Ok? Top pantă e bine, margine drum e bine, gata, aici în principiu este ok. Mai departe, da? Deci practic astea sunt cele trei straturi de asfalt. Bun, eu zic să facem o pauză și să continuăm în următorul video, deja că ăsta este prea mare, deci deocamdată am reușit să facem straturile de asfalt. Îi dăm save. Ce este bine? Da, hai să le testăm un pic. Deci pantă asfalt, da, ne interesează panta asfalt, dacă o pun eu 0, trebuie să se modifice toate 3. Foarte bine, se modifică toate 3. Să vedem dacă stratul 1, nu pot să zic că voi avea vreodată 0, da? La primul strat, oricum primul strat trebuie definit cu o grosime oarecare, da? Pot să-i schimb denumirea. În loc de BA16 să pun beton sau altceva. Dar al doilea strat, cu siguranță, vor fi cazuri când nu voi avea nevoie de el, dar din ce văd eu aici mi-a dispărut S3, mi-a dispărut. Nu mai am S3. Da? Pentru că a dispărut L5. Și atunci mai adaug link-ul add link. Ia să vedem așa. S3. Da, este. Dar dacă îi dau acum 006, este, da? Și acum dacă îi dau 0, tot este. Da? Deci practic am mai adăugat link și când dispare, care e ideea? Deci avem 006, da? În momentul în care avem 006, aici el creează suprafața S3 după linkurile următoare: L5, L10, L8 și L9. Eu când i-am dat. A, păi nu e bine. El acum îmi ia până la L4. Dacă adaug aici L5, L5. Stai mai ușor. Delete. Delete. Ia să-i dau delete la toate. Nu înțeleg nimic. Asta, da? Cu L5. Vreau să mai adaug aici L4. L4. În caz că. Da, nu-mi face. Deci, dacă eu aici bag 0, acum s-a dus, dar nu desenează asta. Pentru că e L4. Și L4 l-am adăugat. Dar degeaba. Deci dacă îl adaug e ok, da? Deci îmi face de la L4 până la L. Dar dacă îi dau 006, S3 ăsta, vedeți care e? Inclusiv cu S2. Ceea ce nu e corect. El trebuie să fie ăsta. Cu 5. Da, deci trebuie să mă gândesc cum fac aici. El este funcțional, este bine, doar că asfaltul ăsta, nu asfaltul, suprafața, nu mi-o face corect. L5 dispare. Și e normal să dispară. Pentru că nu mai am stratul 2.
Da, cum îi zic eu la ăsta? Zicea, dacă dau gălpatul, nu se schimbă nimic. Nu ia în calcul. Asta e nasol. Pentru că eu nu voi putea face nici următoarele straturi. Deci eu gata, am înțeles. Deci aici îl cinci ăsta. Deci eu nu trebuie să mă leg de el. Eu trebuie să-mi creez link-ul pentru stratul meu. Că îl 5 o să dispară. Și eu trebuie să am link-ul meu. Deci la P6 care l-am creat eu. Nu, P7. P7 unde este? Ăsta în jos. Deci eu trebuie să mai creez un punct aici. Care să fie egal cu... cu P6, presupun. Asta este egal cu P6. Da? P9. Și să-i adaug link. Linkul ăsta nu s-a adăugat. Nu, 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 nu. Nu trebuie să adaug niciun link. El pur și simplu trebuie să fie egal cu P6. Și aici mai adaug un link. Și linkul ăsta vreau să plece din P5. Din P5, nu din P5. Ce? A? Bine. Da, deci ideea este, cred că o să continui în celălalt video, ideea e care? Să-i creez contur și pentru stratul respectiv, da? Astfel încât eu când elimin stratul 2, se elimină și linkul respectiv, da? Dar dacă eu îl elimin, să-mi rămână linkul creat aici, da? Deci la stratul 3 trebuie să creez link. Deci, practic, fac același lucru cum ziceam și în Civil 3D. Deci, se dublează linkurile la straturile respective. Probabil nu avem cum să facem astfel, altfel încât să nu se dubleze. Da? Pentru că eu, dacă voi folosi toate straturile 3, vor fi dubluri la straturi. Asta este. Vedem cum facem mai departe.